Alături de sectorul viticol, în secția în aer liber a Muzeului Reghinean, avem și un sector dedicat uleitului, care face parte din ceea ce noi denumim generic industria alimentară țărănească. Alături de zdrobitorile de sâmburi de mână, avem zdrobitori de sâmburi mai mari acționate prin roată, zdrobitori de sâmburi acționate cu ciocane de picior, teascuri pentru ulei cu șurub și teascuri pentru ulei cu pene verticale și pene orizontale. După zona de proveniență, aceste instalații sunt aduse din zona Bistriței și o mică parte din zona Văii Mureșului Superior. Ca și perioada de datare, toate sunt databile la finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Cea mai simplă instalație folosită la zdrobirea sâmburilor este zdrobitoarea de mână, care constă dintr-un trunchi de copac scobit, în interiorul căruia se spărgeau semințele. Din punct de vedere evolutiv, după zdrobitorile de mână, avem de-a face cu zdrobitori cu ciocane de picior, acționate practic prin apăsarea cu piciorul. Tehnica țărănească de producere a uleiului presupune și aceste prese cu pene, orizontale și verticale. Prin baterea penelor se împingea ciocanul pe săcuțul cu semințe, producându-se astfel uleiul. Un alt tip de instalații folosite la zdrobirea sâmburilor și la producerea uleiului sunt zdrobitorile cu fus, care era acționat prin mișcarea celor două roți, astfel ciocanele erau ridicate alternativ cu ajutorul penelor, bătând pe semințe. Pentru cantitățile de semințe mai mari s-a apelat de multe ori la instalații de dimensiuni mai mari, așa cum este cazul celei de aici. Ultima categorie de instalații utilizate pentru producerea uleiului prezentă în expoziția muzeului nostru este cea a teascurilor cu șurub, asemănătoare ca și model celor utilizate pentru zdrobirea strugurilor.